Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod, astăzi jucăm Grandpa în Granny 2, adică este doar bunicul acasă și eu mă cam ascund sub o masă aici, că a fost înainte aici bătrânelul și o zis, Păi mă Granny mă? Practic eu am venit în vizite la ei și Granny lipsește. Deci este doar bunicul, iar bunicul crede că eu am răpit-o pe Granny și că am ascuns-o undeva, pentru că ne-am jucat noi în Granny 1 fără el, s-o supăra și acum practic îi doar el acasă. Sau cine știe de cine mai dăm pe aici? Poate dăm de... Și știi ce fetiș cană și aduce el pe aici? Mă bătrâne, mă. Sau tu te enerva că te-am prins. Nu mai știu să joc Granny 2 deloc. Dar o să fie fan. Să fie doar bunicu. Pentru că bunicu e cam chionbete, din câteva vă voi. Și, dar are auzul foarte, foarte bun. Adică, dacă eu am dat aici, pe jos, șpa, șpa, prieteni. Mamă, cât seamănă cu Granny dacă stau să mă gândesc acum. Ai zis nimic la pian. Da, am cântat eu, bă. Să a supărat bunicu. Bă, bunelu? Vreau să-l vedem. Hai, bunicul, la distracție. Ia uite pe bunicu. Bă, da, mă, vede. Vezi că eu credeam că e mai chiombete de atât, dar nu prea ui. Ok, știu că parcă mai puteam să mă ui și în ăsta, dar... Stai, mă prinde bunicu. Te electrocutez, barbașane. Dacă mă enervezi, îți iau cheia și te prind acolo. Te, te leg de ușa aia și te electrocutez. Lasă-mă în pace, că am treabă. Cum ar fi să fie și bunii acasă, de fapt? Ar fi una. Mamă, ce amintiri, bă, Granny 2. Dacă vreți să jucăm și cu Granny, îmi spuneți. După aia poate jucăm cu amândoi, dar acum îl vreau pe bunicu. Și vă zic sincer ce voiam eu să fac. Voiam să mă joc, pe aici parcă mă duceam jos în baie. Voiam să mă joc Grandpa. Era un alt joc. Dacă o să căutați, o să, o să găsiți ceva jocuri în care suni pe Grandpa. Dar nu era el, nu era ăsta, era altul. Și acel, acel cineva... Avea o altă poveste, știi? Dar nu mai există jocul. L am văzut, bă, pe bunicu. Bunicu, ce zici, mă, bătrâne, mă? Luați aș cheia de la gât. Um, și nu mai există jocul, aparent. A, bunicu se ducea și la camere, bă. Că sunt camere de lua vederi aici. Și când e în control room, adică imediat aici undeva era, uh, e mare și mecher, ne vede și vine după noi. Aha, deci el compensează că-i chiombete, știi? Mă înțeles, gasolina, hopa! Putem să facem ceva exploziv, bunicule, astăzi în vizita noastră. Dar nu vrea să înțeleagă că n-am răpit-o eu pe Granny. Nu vrea, bă, nici cum, îi el că poți rău de tot. Las că am eu o discuție cu el mai atentă. Ai știu că era ceva fire, da, da, da. Cred că mare, mare prostie am făcut, că am făcut gălăgie acolo. Că va veni bunicul rachetă. Ce, unde ma mă hărculița mea, unde ma mă că îți dau cu ranga? uite pe încoace ce e bă asta? Hel, mama, aici au elicopter, am uitat că-s bogătani ascultă muzică cu copyright Mamă, ce bucată mi o dat ăsta, ascultă muzică cu copyright ca să-mi iau eu copyright, să-mi închidă canalul Bă, tu vrei bătaie taie mă? Oprește muzica aia odată What is this? Mă, de când te ascultă, mă, moșu, muzică? Și faci scheme de este, știi, să ascultă muzică, să mă... Să-mi disturbe liniștea, să bla bla bla, să ies să tea. Și ăsta e tâmplar, mă? Familie de tâmplari? Fire, n de aici, bă, la nevira aici, mă, că te dau la... Știți care? Mă, aici îl bag. Să fiu al naiba dacă nu l bag în camera torturii. Unde și mă, șolobane? lobane? mă? Îmi trebuie doar un, un, lucru să facă gălăgie acolo. Firar tu de șoloban. A, ah, și pe aici ajung sus. Da, 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 da corect. Fiți atenți. Asta ce e, mă? Doar loc. A, ah, ca să deschidem, uh, deschidem ușa? Oare? Stai că mai sunt sertare pe aici. Mamă, câte chestii. Ok. Asta e manualul de elicopter, cum să-l conduci, cum să-l pilotezi. Da, e fain și grei 2, sincer. Granny 3 nu mi se pare chiar atât de bun, știi? Nu e aici, ok. Că vreau să-i fac manevră. Șolobane! Intră acolo, șolobane! Oare chiar poți să-l prind? Nu mai știu. Parcă puteai să-l prinzi. Ia. Yeah. Sau trebuie să am arma ca să-l tranquilizez. Casa asta e mult mai creepy decât Granny 1, sincer. Și că vine Granny 4, că s-a făcut trailer. Așa zic, abonați că eu pe, pe, live pe Trovo când filmez. Mă, dar n de mă. Glumești? E atât de surd? Parcă știam că-i chior sau... Sau i-am în două. vin vino aici. Eu aici la camera cu ace Să-ți fac un tratament din ăla Cum se numește măi Cum se numește tratamentul la cu ace Când scap acum Am un lapsus urât auzit, bă Au dat drumul la muzică Cum se numește mă Ai surd A, ah, păi n-am nicio șansă cu asta. Cum se numește tratamentul cu ace Acupunctură, da N-am citit de trova mi-am amintit eu Acupunctură îi facem lui bunicu. O sesiune Bun, nimic pe aici. Faza e că nici mai știu pe unde e arma. Dar e bine că ne obișnuim. Stăm mai cu bunicul azi. Până se supără pe noi aici o cheie. Uai, ce m-am speriat, Doamne! Am crezut că e greni, bă. Vai de capul meu, bunelu. Du-te la baie că ești palid. Las mai și pe mine după. Vai de capul meu, în ce hal m-am speriat. Ai de capul meu. Mi-o dat traumă. Vai, cam pielea de găină. Jur că nu m-am speriat de când m-am reapucat de jocul astea Granny. Nu m-am speriat atât de tare. Am tresărit în ultimul hal. A, ah, și aici avea copilul mă, nu? Da, bă. copilul. Păi stai că dacă îmi vine bunicul aici, mă... Mă paradit. Hopa, ia vezi ce avem noi aici. Bine, bunelu, aici chiar avem tranquilizamba. Let's go. Na, acum sigur îl putem pune pe bunicul la acupunctură. că dacă e greni plecată și el e stresat, ca și ca am răpit-o eu, trebuie să-i oferim un moment de relaxare, prieteni. Aici știu că era o cameră secretă și bam. A, și mamă, ce scrie acolo? Jurnalul Slendrinei, ok. Și aici știu că e Shadghan, dar nu pot să-l iau. Trebuie să dau cu ceva să sparg acolo, știi? Vai, îmi place greni doi. Hai, aici, șolobane. Bă, sper că nu mă, mă prind de aici. A bine, mai dau o tură cu el. Aha, e uzul pe bunelu. Aha, ce aha, mă? Ce aha, mă, că dau o torpilă. Las mă mă, în paci. Bă, dar repede fuge bunelu. Da, luati aș cheia de la gât. Oare ce face? ah, mă duceam la security room. Stai da, că ți iau okay, imediat. Stai că aici s-ar putea să fie urât, 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 urât. Că dacă mă prinde pe scări, cum facem în grenii greni în nebunesc. Hai mă la acupunctură. Hai să fim prieteni. Hai la acupunctură, bunicule. Mă, mă vede, mă. Hai mă la acupunctură. Bunicu! Bunicuțu, bunelu! Asta face troll, mă. Frate, sunt exact aici, mă vezi? Sunt în spatele tău. Aha! Bine, mă, bunelul mă! Stai bine pe vedere! Uita, tu, uita de ce a venit! Așa, bun, hai, 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 aici! Uuuu! ce îmi place cum face! Tăcă, 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 tăcă! Hai la acupunctură, bunelule! Acupunctură pentru bunelul nostru, drag și scump! Simți la început un pic de durere, dar este, este în regulă, este 100% medical totul, acupunctură se numește! Aoleu. Ce joc, bă. Ok, gata, că ajunge acupunctura, doarme puțin bune, lupă noi și revine, mai stă puțin acolo la acupunctură. Da, a, dar trebuie să iau cheia, bă. Să se lasă asta aici. Bunelul bunelu, mă duc eu să, să fac... Ce bolanu, ce este el? A, ah, ok, stai că trebuie să iau asta înapoi. Mamă, și asta e infinită. Mamă, câte chestii poți să faci aici. Poți să-i dau de mâncare la, la caracatiță. Uai, ai, ai. Păi Granny 2 ne oferă mai multe chestii decât știam eu. Eu am uitat complet de jocul ăsta, pentru că e clar că se aduce aminte primul joc, că la e cum e originalul, și a, ultimul, na, adică al treilea, dar ăsta, e, beton rău, mă. Nu e infinită? Cum mă, nu e infinită? Cum o barba nu infinită. e infinită? mi așa mi se pare. A, băi și oi unde e și bălene, și o bane Mă, da, security room-ul unde e până? A, aici, aici. Da, ne trebuie cheia lui. E infinită. Păi da, normal că e infinită. Ce vorbim aici? Și fain că o găsești așa random. Mă, mă așteaptă bunelul după colț. Bă, da-i plin de tablouri cu Granny în casa asta, o iubește mult. Acum, săracul, o fi plecat bătrână la piață, baba oarba, și nu i-a zis la bunelu. Și a venit și eu în vizită la ei, că am zis, să mă, să revizitez Granny doi. Și doar bunelu acasă. Și face scandal, că ce mă, că ce mă, că nu că mă, că scandal, că este. bă, o mă, chill, că nu eu. El nu că blesteme pe ori că ăste. Și a zis, stai mă, chill. Uh, facem o sesiune de acupunctură, cu... Da. Nu am să deschid ușile singuri. Ce m-am spăriet. Mă, casa asta, casa asta e bântuită, mă. De slendrina. Bă, da, tablourile astea sunt destul de, 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 de am Mă, cam spare un pic, ba, bă, bagă spaima în mine. Știi ce zic? Da, păi și na. A zis că vin și eu în vizită, că suntem suntem aici ne pot bunici, dar nu, nu vor. Așa, și aici poți să faci schema. Aha. Am închis ușa fără să vreau. Dar l așteptăm pe bunelul să vedem ce zice și dacă ne împrumută un pic cheia ca să mă joc pe calculator. Vreau să mă bag un pic la un live cu Minecraft, pe Mine City. Mă lasă oare? Unde e mă bunelul? Budincă! Ia bunelul! Unde ești? Să o trezim? doar de asta toată ziua. Trezirea bătrâne Mai Bă, afară ăsta? Salut frate Să știi că ești un copil reușit <laughs> Unde-i mă? Bă, nu-l văd, că-l aud, dar nu-l văd. Prima oară îl auzi după aia îl miroși și după aia îl vezi. Dă da cheia te rog. Am și... -a. Nu, 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 nu îndrăzni. Nu îndrăzni să-mi faci schema. Nu fă schema, te rog, te rog, te rog. Hai, fi de treabă. Nu. <gură> uite-te, mă, uite-te, mă, ce îmi face, mă. Și acolo să stai. <gură> Nu-i că se ține cu ăsta. El se preface că doarme. Hai ca te vedem că nu dormi. Și-o uite cum s-o proptit acolo. Da, ma-o vrut să nu-mi dea, nu dea, cheia, mă. S-o pus pe burtă și a făcut pe mortu. Și-o nu-i nimic, că am pus mâna pe cheie și bag și eu un live cu Minecraft aici. Pe Mine City. Ia. Yeah. Hop. Da, tati. Da, tătis. Frumos. Vezi toate camerele. Mă, dar foarte tare că e gen chiar vezi. Mă, ce facem așa urma? Respira Respiră în greu ăsta. Bă, păi și cine mai are grijă de copil dacă nu-i greni acasă? Trebuie să mă să-i dau de mâncare, bă. Oare mănâncă chei? Okay. Hmm, nu m-am gândit la asta. Hai să mergem, să vedem. Deci, în primul rând, trebuie să-i dăm un... Mă, copilul face în halul ăsta, mă? Mă, tu un... Dormi un pic acolo așa Stai că să poate mănâncă chei, okay, nu știu, nu no. Hai, vedem Sau o vază La cum arată ar trebui să mănânce chei, okay, sincer Adică nu văd de ce ar face nazuri la mâncare Șoare, bă Mamă, ce-am uitat Ce-am uitat Ce-am uitat Ce-am uitat Mă, dar ce mă cu sunetele astea pe bune acum? Nu pot să cred că mi-au făcut manevra. s o prefăcut acolo numai ca să mă dea pe mine mâncare la, la carta catiță. Uresc bebeul lui Granny. Fere ar trebui să fi de și -o -o bani. Mă, da oare Granny și-a făcut bebeul ăla dintr-un paianjen, gen din paianjenul din greni 1? O să-i mă să fac un copil, bă, tot încolo că transform. Nu că știu eu că am văzut, promit. Știi ce zic? Ba du-te, bă, și lasă-mă, bă, că vreau să-i dau de mâncare, bă, la copil. Lasă-mă-n poace. Ca nu-i greni la mine, ce nu înțelegi, da am rapit o eu. Nici da am cum să o răpesc. Pe boși Vai, mamă. Pe si nu mai am glonțul. Ok. Uh. Salut, bunicule, ce zici? Uh, să fiu de mâncare, să mă mănânce? Oare să mă mănânce gen uh, Carta Cartacatița, bebeu sau bunicu? E, eh, cel mai ok la caracatita. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțopelul, toate cele și mai băgăm episoade din greni 2 și din Granny 1. Încă nu trecem la greni 3. Uh, dacă vreți, spuneți-mi, dați-mi idei pentru Granny 1 și pentru greni 2 ce să facem. În greni 2 trebuie să vină și bunii sau să vină doar bunii. Și se facem și eu o ședință de acupunctură, că n-a, nu-i cinstit, după aia se supără, vine babeta de la, de la piață și ce Ce mă? O venit nepotul unul ceva, nu lu s-a făcut acupunctură și mie nu? E, firea în naiba, îl pedepsesc, îi respir în nasor Uite mă, cu a apărut asta aici, what? Ah, mai multe, mai multe gloanțe Bun, vă mulțumesc pentru vizionare uh, Aparent, cred că chiar nu e infinit Deci nu știu cum de-l recuperam eu Ciudat să uh, sau poate infinit, dar mai ai alte gloanțe dacă le pierzi. Toate cele bune și pa,